mai cuprinzătoare prezentare pe care un om poate face altui om este să spună că e prietenul lui. Aș îndrăzni să spun că domnul Daniel Maziru e prietenul nostru și îl admir pentru preocupările foarte serioase pe care le are, adică în tema asta în care un om poate fi în același timp canonizat sau condamnat, să cere o metodă de aflare a adevărului. Să vedem, domnule, poate oamenii ăștia trebuie să condamnați și noi, unii dintre noi vrem să-i canonizăm. Nu știm exact. Domnia sa, pe lângă pregătirea teologică și filozofică, este cercetător CNSAS din 2011 și așteptăm cu nerăbdare să ne spună metoda de aflare a adevărului. Am văzut că deja presa a fost, spre surprinderea mea, interesată. Sperăm să în continuare să prezinte și concluziile la care vom ajunge. Vă mulțumesc, domnul Daniel Maziru. Vă mulțumesc. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur să vă întâlnesc, să vă cunosc la Constanța astăzi de ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Zi în care în orașul meu natal, Tecuci, sunt prăznuiți doi oameni deosebiți. Este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este patronul spiritual, duhovnicesc al orașului. Și noi acolo mai avem un patron, să zicem, cultural, care se numește Alexandru Mironescu. Alexandru Mironescu, care a făcut parte din gruparea Rugul Aprins și care a fost în lotul Rugului Aprins, a făcut pușcărie la Jilava și la Iud și care de un an de zile a fost declarat cetățean de onoare post-mortem al Tecuciului. Astăzi, într-un mic studiu de caz, după ce o să vorbesc introductiv câteva chestiuni despre tema conferinței, o să mă refer la perioada de detenție a lui Alexandru Mironescu și la modalitatea prin care cei care l-au arestat și l-au interogat și l-au torturat au dorit să arate un alt fel de om, un om care n-a fost așa și care ar trebui să fie mai bine cunoscut astăzi, pentru că foarte multă vreme a fost un scriitor trecut la index, la indexul securității, și de puțină vreme cărțile lui au început să apară, să reapară în piața de carte din România. Am văzut că jos aveți acest volum din jurnalul lui Alexandru Mironescu. Acest scriitor, savant, profesor de chimie și de filozofie la București, a ținut 19 ani un jurnal secret, care a fost și acesta arestat de securitate în 1958, când a fost ridicat de acasă împreună cu fiul său Șerban și cu părintele Daniel Sandu Tudor, care era în vizită la el. Ei bine, nici până în ziua de astăzi, SRI-ul nu a dat drumul la jurnalul lui Alexandru Mironescu. Sunt câteva pagini, efectiv câteva pagini care au fost recuperate și în ghilimele nu știm din ce motiv încă mai țin jurnalul sechestrat, închis. Așadar, tema este o temă pentru mine foarte grea, pentru că vorbesc în fața domniilor voastre și îmi dau seama că vorbesc în fața unor persoane care știu dinăuntru ce înseamnă a fi arestat, a fi torturat, a fi chinuit, a fi dezumanizat în fond. Pentru că asta este lucrarea care s-a încercat atâția ani în România. Dezumanizarea omului, ideologizarea lui, schimbarea minții și practic sclavia. E o formă de sclavie în toate. Bun, tema se numește Între condamnare și canonizare. De ce? Pentru că auzim de foarte mulți ani că, de exemplu, în Rusia au fost condamnați martiri care au murit în perioada comunistă. Auzim că în alte țări, precum Polonia, la fel au fost canonizați martiri care au suferit pentru credință. Și vedem că la noi
încă nu este acest pas făcut, ne întrebăm de ce, conștientizăm că biserica a avut în ultimii 60-70 de ani curajul de a canoniza mulți sfinți. Din 1950, pe vremea regimului, au început canonizări substanțiale în România. Deci, din 1950. Din 50 până în 2018, acum 2-3 săptămâni, au fost foarte multe canonizări în România. Sfinți români. Dar niciunul dintre aceștia nu a provenit din închisorile comuniste. Evident că este o întrebare, este o temă, de ce? De ce întârziem? De ce nu o facem acum? Eu nu-mi pun întrebarea dacă o vom face, pentru că sunt convins că o vom face. Biserica este curajoasă pentru că ea primește curajul de la Hristos. Nu e vorba de curajul unor oameni, sau curajul unor mireni, sau curajul unor ierarhi. E vorba despre momentul pe care îl rânduiește Dumnezeu. Ei bine, se pare că între condamnare și canonizare poate să curgă un timp foarte lung. S-ar putea ca în următorii 10 de ani să nu vedem niciun sfânt al închisorilor canonizat. Dar s-ar putea să vedem. S-ar putea să vedem acest lucru în Basarabia. S-ar putea să vedem pe Valeriu Gafencu canonizat pe biserica de la Chișinău. Biserica care ține de Moscova, nu de București. Toate acestea sunt posibilități. Ceea ce doresc să vă pun înainte astăzi este un soi de impediment care ar putea opri canonizarea unui sfânt al închisorilor, oricare ar fi acesta. Nu facem aici distinții sau nu avem partipriuri, nu ne interesează așa ceva. Dacă omul acesta sau acela a avut o viață sfântă, a murit pentru credință, prin el Dumnezeu a făcut minuni, s-au convertit oameni prin mărturia lui, prin viața lui, atunci ușor, ușor se împlinesc aceste condiții de bază pentru canonizare. Ați auzit că sunt de câțiva ani cercetător în arhivele CNSAS. CNSAS este o instituție care a împlinit 18 ani. A ajuns la majorat. Să nu ne așteptăm la prea multe de la un tânăr de 18 ani. Este un tânăr care, pe lângă dorința și curajul de a face și de a spune, mai are nevoie și de înțelepciunea unui matur. Și vedem foarte bine că această înțelepciune încă nu a apărut. Și când spun aceasta, mă refer la ceea ce înseamnă conducerea CNSAS în principiu. Legea care a stat la baza înființării acestei instituții interzicea cu desăvârșire politizarea CNSAS-ului. Era imposibil să fii membru într-un partid și să fii în Consiliul CNSAS. Acum este exact invers. Este necesar să fii membru într-un partid și să fii ca să fii în Consiliul CNSAS. E bine, dacă ar fi fost de bine lucrul acesta, în 18 ani, cred că am fi avut multe descoperiri sau am fi făcut progres. Din nefericire, se pare că arhivele sunt așa cum sunt ele, sunt folosite în trei feluri. Și când spun sunt folosite, luați acest cuvânt ad litera. În primul rând, arhivele sunt folosite în interes personal sau de grup. Cu alte cuvinte mai pe românește, îl ai pe cineva la mână, îl ții sub observație, îl ții cu șantaj, cu dorința de a-l strivi la primul moment în care ridică vocea. Este din nefericire cel mai urât mod prin care noi am reușit în ultimii ani să folosim arhivele. În al doilea fel, arhivele au fost folosite într-un sens personal. În sensul că persoane care au fost deținute au dorit să își cunoască dosarul de securitate. Și a fost libertatea de a-ți cere dosarul, de a-ți consulta dosarul. N-a fost un lucru ușor.
pentru că mulți au descoperit ceea ce nici măcar nu visau, ceea ce nici măcar nu doreau, să vezi soția, să-ți vezi rudele, să-ți vezi apropiații, prietenii cei mai buni, care au fost racolați sau forțați de către securitate. De curând am citit un caz al unui scriitor, mare cercetător la CNSAS, care printre miile de pagini a descoperit-o pe soția lui, care era tocmai cea care îl turna permanent la securitate. Vă dați seama că pică foarte greu, pică foarte, foarte greu, da? Tocmai am încercat să văd dosarul, că mi-e frică de exact ce a spus la asta, mi-e teamă să descoper ce a fost. Da, am înțeles. Bine să renunțați. Da, da. E poziția domniei sale, da. Exact ce a spus domnul, de cât descoper cine m-am turnat, mai bine prefer să fie... În urmă cu câțiva ani am fost la Geneva, la fiica lui Alexandru Mironescu, doamna Ileana Mironescu, și aveam la mine dosarul tatălui său. Și am spus, doamnă, am dosarul tatălui dumneavoastră aici în geantă. Vreți să-l vedeți? Ce credeți că a spus? Nu. Nu. A zis, nu vreau să-l văd. Și vreți să vă las o copie? Să-l vedeți altă dată, să-l răsfoiți când aveți timp, când sunteți liniștită, relaxată? Nu. Și am plecat. Am venit al doilea an, n-am mai întrebat-o dacă vrea dosarul, nu mi-a zis nimic de dosar, dar cu un an înainte de a muri, a venit în România, s-a dus la CNSAS și a cerut dosarul tatălui său. L-a luat, l-a citit și ca un creștin adevărat s-a împăcat cu toți înainte de a muri. Pentru că acolo în dosar, într-adevăr, erau situații delicate, complicate. Știți cum? După ce erai eliberat din închisoare, erai monitorizat în permanență până la intrarea în groapă. Alexandru Mironescu merge la un control la un moment dat, în anii 71, el a trăit între 1903 și 1973 și descoperă un cancer. Medicul îi descoperă un cancer la intestine și l-a ficat. Și securistul care îl monitoriza trece acolo în notă să se păstreze în continuare supravegherea strictă, deci omul se pregătea de mormântare și mașinațiunea securității propunea în continuare monitorizarea strictă a celui care practic își făcea, să zic, programul de mormântare. Vedeți, cam ăsta era modul de gândire. Ei bine, ne întoarcem. Doamna Mironescu vine în România, ia dosarul și Dumnezeu știe ce a gândit când l-a citit. Dar un lucru i-am spus din dosar, un singur lucru. Zic, vreți să știți cum l-au botezat în ghilimele securiștii pe tatăl dumneavoastră? Repet, era un om care avea două doctorate. Era doctor în chimie la Sorbona și doctor în filozofie la București. L-au botezat Mișu. Mișu pare o glumă, pare așa un cuvânt, să zicem așa, fără nuanțe negative, dar bineînțeles că era o ironie, era o degradare, pentru că nu avea nimeni de gând și nu avea timpul nimeni din securitate și din cei care anchetau să recunoască vreun merit cuiva. Știți episodul în care Nichifor Crainic ține un cuvânt în pușcărie și cineva asculta la ușă și intră deodată și spune, scoate cartea, dă-o încoace, și el spune, care carte? Zice, cartea după care ai citit. Și el spune, da, n-am citit. Securistul îi forțează pe ceilalți să mărturisească și îi spune, n-a citit, domnule, a vorbit. Și, măi, da, deștept mai ești, zice. Și, bineînțeles, l-a apostrofat în limbajul vremii și așa mai departe. Bun. Așadar, întrebarea de bază este dacă dosarul de deținut politic poate să fie un impediment pentru canonizare. Asta este întrebarea cu care pornim la cercetarea de astăzi. În istoria bisericii am avut mulți sfinți care au fost condamnați și unii chiar au fost condamnați la moarte. De exemplu, sfinții apostoli. Petru și Pavel au fost condamnați la Roma și au și murit pentru credință. Și aceasta n-a fost o piedică pentru canonizarea lui. Dimpotrivă, este o condiție de bază a muri pentru Hristos. Dar problema apare
în momentul în care nebuloasa aceasta de dosar, de dosare, de galaxia informațiilor false, a minciunilor care sunt în permanență întrepătrunse cu mici adevăruri, cu, mă rog, cu tot felul de interpretări, dacă acolo se strecoară o minciună despre viața ta, despre caracterul tău moral. Pentru că una dintre condițiile canonizării este să fie avut o viață curată, creștină. Și au fost situații în care despre unii s-au făcut afirmații fără temei. Că a fost așa, că a fost pe dincolo. Cine putea să verifice, nefiind acolo în celulă cu el, acel lucru? Nimeni. Dar din afară, totul pare posibil. Teoretic. Totul pare posibil. Și atunci, viața omului este umbrită de o astfel de afirmație care nu poate, în ghilimele, fi verificată și care de foarte mult e luată de bună, e luată de adevărată. Cum faci ca să-ți dai seama când o afirmație este introdusă în mod fals în dosarul cuiva, în biografia cuiva? Am spus mai devreme că arhivele sunt folosite în trei feluri. În felul cel mai nefericit, de șantaj, de ținere la o presiune de toate felurile în România actuală. Și vedeți că lupul și-a schimbat părul, dar năravul ba. Aceleași metode, aceleași mecanisme de folosire a informațiilor sunt și astăzi vehiculate, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în România în ultimii 50-60 de ani sau 30 de ani de la Revoluție. Și stai și te întrebi dacă peste 30 de ani vom defila cu aceleași metode și cu aceleași maniere. Pentru că dacă tot așa o vom ține, generațiile nu vor putea coagula. Părinții cu bunicii nu vor avea acea relație normală și firească de încredere. Am cunoscut persoane care au făcut închisoare la canal și care mi-au spus că nu le-au spus niciodată copiilor că au făcut pușcărie politică. Vă dați seama la ceva? Și l-am întrebat, de ce? Cum? Cum? Cum e posibil așa ceva? Și mi-a zis, eu am un copil care lucrează la București. Și acolo lucrează la o bancă, ceva un funcționar. Și mi-e frică pentru el să nu fie dat afară dacă se aude că tatălui a făcut pușcărie politică. Vedeți, după zeci de ani, aceeași teamă și astăzi umblă pe străzi, pe străzile României. Ei bine, al treilea mod, care este un mod restrâns de folosire a arhivelor, este modul științific, modul prin care încercăm să găsim o metodă. Am cunoscut istorici care lucrează în arhive la CNSAS și care putem spune că au făcut foarte bine o cercetare cantitativă. Au ieșit la iveală mii de dosare, despre ele s-au scris sute, mii de cărți, mulți oameni au aflat cine au făcut pușcărie, cum s-a întâmplat, cum au fost anchetați. Dar cercetarea aceasta cantitativă trebuie completată cu o cercetare calitativă. Pentru că astfel ne vom învârti într-un noian de date și vom continua peste zeci de ani să rămânem cu incertitudine despre X sau despre Y care, sau despre care se spune că a făcut sau n-a făcut ceva. Și tema mea de astăzi este, și vă spun că este în premieră pentru mine și mă bucur că sunt persoane în vârstă care cu siguranță au trecut prin calvarul comunist, tema mea de astăzi este să dau un mesaj de început. E nevoie de o astfel de metodă, eu nu vin să o prezint în detaliu, să o prezint ca finalitate sau ca finalizare, ci doar ca schiță astăzi. Am mare nevoie de feedback-ul, de răspunsul dumneavoastră, de părerea dumneavoastră, pentru că în discuțiile pe care le-am avut la București colegii de la CNSAS, am văzut că există interes pentru o astfel de metodă, dar nu există timp. Când ai pe cap mii și mii de dosare, nu-ți mai arde să faci niște, să zicem așa, artificii teoretice de interpretare și așa mai departe. Și atunci am încercat să constitui o echipă, o echipă în care să avem așa istorici, să avem scriitori care pot relata foarte frumos biografiile, să avem avocați penaliști din vremea de astăzi care cunosc codul penal din anii 45-60 și așa mai departe. Am încercat să avem specialiști în hermeneutică, știința asta a interpretării textelor și încet, încet, eu am tras concluzia că potențial există, dar până la ora actuală echipa asta nu s-a constituit în România. Avem tot ce ne trebuie, în schimb nu e momentul. Nu e momentul și nu e coagularea.
mă întorc la problema de astăzi. Iată, dumneavoastră știți foarte bine că viața unui om, atunci când intra în vizorul securității, putea să fie tranșată, în ghilimele, în patru episoade. Înainte de arestare, adică erai luat în vizor înainte de arestare, care vizor putea să fie de vreun an de zile. De exemplu, te puteau monitoriza un an sau doi sau trei în funcție de nevoile lor. Prima dată se constituia o decizie, lua o decizie la nivel de, mă rog, de procuratură, erai monitorizat. Monitorizarea asta mergea până la momentul când se lua decizia arestării tale. Deci un calup de informații veneau înainte. Un alt calup, evident că în acest calup veneau informații și de la vecinii tăi și de la colegii de serviciu, erau întrebați foarte, foarte mulți despre tine, îți făceau un portret și așa mai departe. Al doilea calup venea din momentul în care erai arestat. Pentru că dacă stăteai în zona de sud, erai arestat și erai dus automat la Jilava, care era închisoare de tranzit către toate celelalte din țară. Acolo, la Jilava, urma perioada cea mai sumbră, interogatoriul, care nu era o discuție, un dialog platonic, plăcut și mai departe, nici de cum. Era un chin, un calvar, o tortură, și care putea să dureze perioada o lună, 3, 5, 6, un an, până în momentul în care ei constituiau lotul, când trăgeau concluziile și când trimiteau dosarul la judecat. După ce erai judecat, condamnat, mergeai la închisoare. Acolo primeai 25 de ani, primeai 20 de ani, 15, în funcție de ce făceai. Și ca să nu fim așa de gravi, pe vremea aceea era un ban care spunea așa, că cineva a luat 25 de ani de pușcărie și 3 luni. Și cineva a întrebat, nu te supăra, dar de ce i-au dat și 3 luni? Păi a zis că secretarul de partid, secretarul general, a zis că e un dobitoc. Și l-au arestat. Păi și de ce i-au dat 25 și 3 luni? Păi i-au dat 3 luni pentru calomnie și 25 de ani pentru că a dezvăluit secretul de stat. Bang, dar funcționa. 25 de ani luai dacă dezvăluiești secretul de stat. Ei bine, în pușcărie veneau alte informații de la tine sau de la ceilalți, pentru că imediat îți introduceau în pușcărie, în celulă, un turnător, știți foarte bine procedura, e istorie de acum. După ce te eliberau, urma monitorizarea post-arestare. Cu alte cuvinte, biografia unui om. Afară de ce știm noi despre noi, sau ce știau cei deținuți, era populată de tot felul de informații sau de note informative sau de comentarii și interpretări care veneau din partea securității. La un moment dat despre cineva s-a spus că a fost colaborator al securității pentru că i-au ascultat telefonul și agentul respectiv a scris o notă pe baza a ceea ce discuta omul în casă cu altcineva și a zis Cutărescu a raportat următoarele. Deci, fără să fie informator, fără nimic, s-a trezit în arhive ca fiind informator. Vedeți cum foarte ușor puteau pune eticheta aceasta și tu vii și citești dosarul cuiva și spui Cutărescu a fost informator la securitate, dar fără să știi dacă a fost așa sau altfel, dacă și-a dat consimțământul sau dacă a făcut-o în fel și chip. De altfel, despre metodele prin care deveneai informator, s-a spus și se va mai spune că erau trei. Tortura care era folosită foarte repede. Nu stăteau prea mult la discuții. Se spune că, și e adevărat ce se spune, că dacă erau doi sau trei care îți luau interviul la Jilava, unul era suflecat așa bărbătește până la coate ca să-ți facă impresie. Doi te întrebau amiabil, polițistul bun, polițistul rău, ca să vorbim un pic în limbajul polițist de astăzi, iar cel care făcea impresie îți introducea, bineînțeles, frica. Frica era al doilea motiv pentru care puteai ceda. Deci, unii au văzut bătăile luate de colegii lor și au cedat fără să fie atinși, măcar cu o palmă. Dar au cedat-o de frica viitoarelor bătăi. Dar nu scăpa nimeni de bătaie. Adică, nu cred că a existat cineva care a făcut la Iud, la Jilav, așa mai departe, care să nu fi cunoscut mângâierea, în ghilimele, a securității. Bun.
după ce ieșai din închisoare, urma, să zicem, dosarul la întum. Ți se făcea dosarul la întum, în fine mureai, ajungeai în fața lui Dumnezeu. În spatele tău rămânea o poveste cu totul și totul stranie. Au fost părinți care n-au spus copiilor că au făcut pușcărie, cum v-am zis. Au fost soți care au încercat să ascundă de soțiile lor că au făcut pușcărie politică. Au fost soții care au încercat să facă acest lucru, copii care au încercat să facă lucrul acesta de copiilor, părinți care au devenit așa, copii care au devenit părinți. Și toate astea constituie la ora actuală un balast al istoriei noastre pe care ar trebui să-l lăsăm în spate ca să putem merge cum trebuie, să construim, în ghilimele zic, să nu folosesc expresia din vechime, să construim o societate, să trăim într-o Românie normală. Ei bine, putem porni și de la aceste arhive și cu aceasta mă apropii de metoda propriu-zisă și de final. Arhivele, dacă vreți o comparație simplă, imaginați-vă un depozit de cereale foarte, foarte mare, un siloz. Și în acel siloz, până sus, ai neghină. Iar sus vine cineva și pune grâu. Presară în partea de sus un pic de grâu. Și cineva e invitat să vadă cât e de bogat silozul. Și ți se spune, vino să vezi cât am strâns noi aici, grâul fiind adevărul, neghina fiind minciuna. Vino să vezi cât adevăr am strâns noi, adică cum am făcut noi cercetare și cum am scos adevărul de la acești dușmani de clasă. Și vii și privești silozul și vezi că are 10 metri, 100 de metri înălțime și zici, Doamne, cât adevăr au strâns în arhive cei de la securitate. Dar dacă bagi mâna un pic, dacă bagi mâna un pic în siloz, vezi că e plin de altceva. Că e un amestec foarte ciudat de ceea ce au pus ei acolo, nu de ceea ce ai pus tu. Și aceasta este cea mai mare greutate în studiul arhivelor. Cum să faci diferența între ce a declarat cineva de bună voie, ce era adevăr din viața lui și ce s-a speculat de către securitate pentru a-l putea foarte ușor condamna 25 de ani și așa mai departe. Ei bine, ca să ajung la o metodă, a trebuit să combin mai multe lucruri care țin de științe. Am combinat gândirea logică, eu sunt și profesor de științe socio-umane, adică de logică, și am pus la treabă logica, care te învață să distingi între adevăr și fals, te învață să vezi gândurile care se contrazic. Am alăturat logicii hermeneutica, știința interpretării textelor, pentru că niciodată nu trebuie să citești o propoziție fără să o pui în context. Contextul poate să fie mult mai explicit decât e propoziția în sine. Iar în cazul unui om care era arestat, contextul era chiar viața lui. Dacă te iei după o afirmație care e făcută în 1958, 14 iunie, arestarea lui Alexandru Mironescu, vezi ceva. Dar dacă citești biografia lui, ai să înțelegi mult mai bine afirmația respectivă. Dar cine are timp să citească viața unui deținut? Cine are timp să pună logica și cu hermeneutica la un loc? Cine are timp să scotocească tot ce înseamnă arhive? Vedeți, aici este problema, să zicem o problemă logistică, de timp. Ei bine, în momentul în care avem aceste 3-4 științe care conlucrează, se întâmplă un lucru foarte interesant. Apare ceea ce se cheamă posibilitatea de a vedea adevărul și minciuna într-un text care e un text alambicat, un text de securitate. Cum putem face aceasta? Pe scurt, ca să nu fiu prea, să zic așa, tehnic, iată, aveți în minte că atunci când un om era condamnat, era condamnat pentru niște fapte. Ei întotdeauna spuneau, conform codului penal, te faci vinovat de următoarele fapte. De exemplu, ești acuzat că te-ai opus gândirii comuniste, că ești contrarevoluționar și așa mai departe.
faptele tale trebuiau să te prezinte într-un mod în care codul lor penal te condamna. Deci, cu alte cuvinte, trebuia să fie o suprafunere perfectă. Fapta ta și cu codul penal. Acum 3 zile, în orașul meu, am vorbit cu o vecină care e în vârstă și care mi-a zis: ei, nu i-a arestat niciodată pe cei care au făcut pușcărie politică fără să facă ei ceva. Evident. Din principiu, orice a arestat a făcut ceva. Dar grila mare cu care au judecat comuniștii, grila mare, a fost această grilă ideologică. După ce Stalin a înființat Internaționala Comunistă, după ce a vrut să măture toată planeta și să o aducă sub influența comunismului, oricine nu era cu ei, era împotriva lor. Dacă nu erai în Partidul Comunist, dacă nu erai admirator, simpatizant și așa mai departe, cum erau categoriile pe vremea aceea, erai dușmanul Partidului Comunist. Era simplu să fii condamnat numai pe această bază. Dar ei au socotit că nu-i suficient. Aveau nevoie și de dovezi. Deci fapta, tu erai din principiu împotriva lor. Dar ca să te bage la pușcărie, aveau nevoie de o mascaradă de proces prin care tu deveneai vinovat de ceea ce echipurile ei știau dinainte. Deci faptele erau clare. De exemplu, Cutărescu a zis despre comunism că este de origine satanică sau că este împotriva creștinismului și așa mai departe. A zis, Cutărescu a făcut propagandă nu știu de care, a distribuit nu știu ce materiale de nu știu care natură împotriva sau la momentul alegerilor din 46 și s-a luptat pe față cu Partidul Comunist. Sau Cutărescu n-a făcut asta, deși trebuia să respecte învățătura, lupta pentru pacea partidului, n-a făcut-o, el a luptat împotriva partidului. Deci astea sunt faptele. Pentru fapte ca acestea, mulți au ajuns în pușcărie. Dar faptele întotdeauna sunt interpretate sau receptate. Receptarea lor era esențială, pentru că receptarea ne duce la ceea ce se cheamă caracterul acestor fapte. Și din punctul de vedere al securității, caracterul era așa, legal, adică ai făcut ceva și e legal, ai făcut ceva și e ilegal și atunci a intrat codul penal în acțiune, dar mai era un caracter foarte straniu, o grilă ciudată, dușmănos. Cuvânt care apare de mii de ori în arhive, dacă erai, dacă existai, dacă răsuflai, erai dușman al partidului. Orice spuneai, orice făceai, tu o făceai într-un mod dușmănos. Deci, faptele tale erau, din principiu, dușmănoase. Ei bine, avem faptele, avem caracterul lor și ca să ajungă cineva să fie arestat, mai era nevoie de o cercetare, de un denunț, practic, sau de o notă informativă. Denunțul acesta, sau nota informativă, bineînțeles că erau strânse, colectate și așa mai departe. Era cineva care le interpreta și care punea în legătură denunțul cu caracterul și cu fapta și apoi dosarul era gata. Ajungeai în fața judecătorului, la tribunalul militar, bineînțeles, acolo n-aveai practic nicio șansă, puteai să vii cu mii de avocați, îți respingeau apelul fără nicio îndoială, pentru că era evident că tu erai dușmănos și împotriva partidului. Ei bine, denunțul avea și el o valoare logică. Un denunț este adevărat sau fals? Pentru că eu pot să fac un denunț despre cineva și să spun că acel cineva a furat ceva și lucrul ăla să fie adevărat. L-am văzut pe X care a furat ceva și denunțul meu este adevărat. Am denunțat o faptă care s-a petrecut. Dar dacă eu îl denunț pe cineva care n-a făcut lucrul acela, denunțul acela e un denunț fals. Ei bine, pe baza multor denunțuri false, au fost arestați foarte mulți oameni. Cum e posibil ca un denunț fals, vedem că și în zilele noastre se practică metoda, să transforme un om liber într-un deținut care poate să ia 25 de ani de închisoare? Răspunsul este următorul.
n-avea nimeni de gând să tolereze o minimă logică. Când au fost arestați, cei din lotul rugului aprins au făcut toți apel. Și în mod normal, în 6-7 luni trebuia să le dea sentința de condamnare. Dar pentru că au făcut apel, au mai prelungit cu o lună, două, analiza apelului. Toți 16 au făcut apel. Ei bine, în analiza care s-a făcut, apelul lor a fost inutil. Au spus cei de acolo că au pierdut timpul efectiv cu ei, pentru că ce au făcut ei era evident dușmănos. Și ce au făcut ei? S-au întâlnit la mănăstirea Antim și în fiecare duminică, după slujbă, se întâlneau și discutau lucruri duhovnicești. Adică citeau din Sfinții Părinți, discutau Evanghelia zilei și, bineînțeles, că fiind în perioada 46, 47, 48, 58, ca oameni normali, raționali, își puneau întrebarea ce se întâmplă cu țara lor, cât mai durează, ce se mai întâmplă. Ei, astfel de întrebări, care erau mai mult retorice, au fost interpretate de cei de la securitate ca fiind esența activităților lor. Chiar dacă ei s-au întâlnit acolo să discute lucruri duhovnicești, ei au fost interpretați în felul următor. Uitați ce spune sentința. Din motive de conspirativitate, în 1945, inculpații Teodorescu Alexandru, Mironescu Alexandru, Braga Roman și Ghiuș Vasile Benedict au înființat o asociație cu caracter religios denumită Rugul Aprins în Mănăstirea Antim, și acum vine nuanța, sub paravanul căreia au organizat o serie de întruniri cu caracter contrarevoluționar. Când ți-au pus eticheta în felul acesta, erai terminat. Puteai să le dovedești, să le demonstrezi orice, dar ei nu credeau. Mai jos, la aceste întruniri în care se purtau discuții dușmănoase la adresa orânduirii noastre democrat-populare, au fost atrase și alte elemente reacționare ca Dabija Gheorghe, Voiculescu Vasile, doctorul și poetul, Stăniloae Dumitru, părintele, Mironescu Șerban, fiul, Văsi Gheorghe, Rădulescu Nicolae, Pistol Grigore Dan și Mihăilescu Emanuel. Acesta din urmă trăiește, este la București și poate îl cunoașteți. În această carte, care practic discută interogatorile a doi dintre ei, cei care supraviețuiesc, se spune foarte clar în felul următor. De fapt, întregul lor demers, adică cel de la interogatoriu, demonstra că nu erau interesați să afle adevărul, ci să ne înfunde cât mai tare. Orice spuneai era în van. Și Alexandru Mironescu arată foarte clar următoarele lucruri înainte de a fi condamnat. El spune așa: anchetatorii mei vor să scoată de la mine declarații imposibile. Le dovedesc evocând fapte care s-au întâmplat că ceea ce îmi cer ei este absurd. Deci pe baza faptelor din biografia lui concretă, el nu putea să spună ce n-a făcut. Dar ei cereau exact contrariu, pentru că doreau să-l înfunde. Istoria, spune el, poate fi falsificată, cu voie sau fără voie, putem deveni sclavi dacă ne aflăm despărțiți de biserică. Aici este un element fundamental în perioada detenției. Cei mai mulți care au trecut și care au avut nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu au putut depăși momente de neimaginat. Povestește Alexandru Mironescu că l-au torturat pe fiul său în fața lui. Fiul lui avea 23 de ani, el avea 50 de ani când a fost arestat. Să-ți vezi fiul bătut în fața ta, strigând, urlând de durere, să-ți vezi tatăl bătut în fața ta, e ca la martirii brâncoveni. Și el zice, Doamne, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Ce-i cu oamenii ăștia? Pentru că el avea 50 de ani, iar cei care îl torturau aveau 23-24 de ani. Erau niște tineri, niște copii, era de seama copilului său. Și mai spune Alexandru Mironescu că adevărul nu poate fi inoculat omului, el este deja în lăuntru omului. Și ca să mă apropii de sfârșit,
o să vă spun în concluzie în ce constă această metodă, care este, să zicem așa, un început de modalitate științifică. Sper eu să regăsesc acest grup despre care am vorbit și timpul necesar pentru a demonstra efectiv acest lucru. Știți că la ora actuală, în biserica noastră, se vorbește despre canonizarea părintelui Arsenie Boca. Este primul care se pare va fi canonizat. De această canonizare se ocupă o comisie care se numește Comisie de Canonizare și care este condusă, pentru că e vorba de cineva din zona aceea, de Mitropolitul Ardealului. Și această comisie de canonizare, când va proclama canonizarea părintelui Arsenie Boca, o va face pe baza unui raport. Pentru că e și un dosar de canonizare, nu doar de condamnare în pușcăriile noastre, e și un dosar de canonizare. Și acel dosar va conține și un raport al cercetătorilor cu privire la Arhiva Securității. Ei bine, e cu totul și totul cutremurător ce s-a întâmplat cu părintele Arsenie Boca. I-au pus în cârcă tot felul de declarații despre care nici nu e cazul să vorbim. Pentru că nu a făcut faptele alea niciodată și au vrut efectiv nu să-l scoată din starea de preot sau de credincios, ci din cea să-l dezumanizeze în ochii contemporanilor. Dar slavă Domnului că n-au reușit. Ei bine, metoda aceasta constă în esență din următoarele două idei. Orice denunț care este într-un dosar de securitate este un denunț cu privire la o faptă. Niciodată nu se face un denunț în orb, în gol. Denunțăm o faptă, a făcut adresa, a vorbit și așa mai departe. Dacă fapta aceea este reală și denunțul este adevărat, dacă le falsificăm pe amândouă, și aceasta este metoda, se cheamă metoda falsificării experimentale, dacă le falsificăm, adică le considerăm false, rezultă niște lucruri foarte interesante. De exemplu, falsificarea faptei presupune scoaterea ei, ruperea ei din biografia ta complet. De exemplu, spui că cineva a ucis pe cineva. Dacă fapta aia e reală și eu o falsific, ar trebui ca uciderea aceea să nu se fi petrecut niciodată. Să nu am niciun martor care să spună, da, domnule, omul ăla a murit. Dar adevărul mă forțează să spun ceea ce este adevărat. Deci dacă falsific fapta, eu trebuie să o rup complet din biografia cuiva. Nu va mai apărea niciodată în biografia lui. Și n-am cum să o falsific dacă ea a fost acolo. Asta e noima. Dacă falsific denunțul, dezintegrez, rup raportul dintre faptă și caracterul ei, cum v-am spus, dușmănos și așa mai departe. Deci oricum aș lua-o, este un mod prin care scot adevărul la iveală. Dacă cineva a făcut ceva și denunțul despre el este adevărat, ăla este adevărul. N-am cum să-l schimb dacă a făcut acel lucru. Dacă nu l-a făcut și denunțul este fals, mie ca securist îmi este imposibil să demonstrez că lucrurile au stat așa. Dar securitatea ce a făcut? N-a avut de gând să demonstreze. A impus, securitatea a impus vinovății. Și asta putem descoperi noi, că anumite vinovății, anumite fapte negative au fost impuse, că s-au falsificat biografiile oamenilor și că astăzi putem spune acest lucru nu s-a petrecut, nu avem imaginea aceasta asupra acestei persoane pentru că lucrurile nu au stat așa. În fine, dacă avem fapte ireale, de exemplu s-a spus despre cineva că nu știu ce a făcut în parteneria cu nu știu cine. Eu nu dau acum detalii. Vorbesc la general. Dacă fapta este ireală și denunțul este o minciună sfruntată, falsificarea acestui denunț și falsificarea acestei fapte arată, știți ce? Arată că s-a intrat cu forța
în intimitatea și în biografia cuiva. Arată că cineva a dorit cu orice preț să-i pună în cârcă acelui om un lucru rău. Deci iată că, oricum am dat-o, există un fel prin care distingem între adevăr și minciună. Mai mult, dezvăluim în felul acesta și interesul direct al securității pentru compromiterea persoanei. Când vrei să-i pui în cârcă cuiva ceva ireal, o faci cu un scop. Iar scopul acela este compromiterea. S-a spus, nu? Cineva spunea în închisoare că într-o anchetă, securistul a spus: noi o să scriem istoria pentru mulți ani. Noi o să o scriem și cercetătorii care vor veni după noi se vor încurca în aceste dosare și vor spune despre voi ce am spus noi despre voi. Veți rămâne în imaginea poporului niște criminali de război, de exemplu. Avem astăzi în poporul român criminali de război, vedeți, Ion Petrovici, filozof, care a fost ministru, este și astăzi criminal de război. Mircea Vulcănescu, socotit criminal de război. Dar ce crime a făcut Mircea Vulcănescu? Sau ce crime a făcut Ion Petrovici? Sau alții? Ce crime au făcut? N-au făcut nicio crimă. Dar noi spunem astăzi că sunt, în ghilimele, criminal de război pentru că menținem niște hotărâri, niște decizii din 1946 sau din 1958. Lucru care este complet ilogic. Aceasta este, pe scurt, metoda. Știu că pare tehnică, dar în practică, când o punem la lucru pe texte, ea lucrează foarte bine. Și în final vreau să vă citesc 2-3 paragrafe din Alexandru Mironescu și cu asta am terminat, din Floarea de Foc. Aceasta este cea mai frumoasă carte pe care a scris-o Alexandru Mironescu. A scris-o după ce a ieșit din pușcărie și când o să mergeți la Părintele Arsenie în chilie, la mănăstire, la Techerghiol, o să o găsiți acolo, la vitrină, în centru. Pentru că cei doi au fost prieteni și când a scris această carte, Alexandru Mironescu s-a dus la Părintele Arsenie și i-a dat-o cadou. Și Părintele o citea și o aprecia foarte mult. Pentru că este o carte cum nu s-a mai scris, nu s-a mai tipărit, este foarte rar în România, sunt câteva exemplare. Și să dea Dumnezeu să o putem retipări cumva, pentru că este un document extraordinar. În încheiere vreau să vă citesc câteva rânduri. Ce spunea Alexandru Mironescu după ce a ieșit din închisoare? V-am spus că a fost torturat în fața fiului său și că fiul său a fost torturat înaintea sa și că părintele Daniel Sandu Tudor a aflat că cei doi care erau prietenii lui sunt torturați pentru a spune și ce n-a făcut. Ce trebuiau să spună? Trebuiau să spună că ei sunt legionari, lucru care nu era adevărat. Ei nu făceau parte, nu au făcut parte niciodată de mișcare legionară. Alexandru Mironescu era profesor la București, la facultate, n-a fost fiul lui nici atât, dar i s-a pus eticheta că e membru în mișcare legionară. Și bineînțeles că prin asta este fascist și că este dușman al partidului și cu asta s-a terminat. Erai condamnat pe vecie. Și se întâmplă acolo în închisoare că vine un moment în care Alexandru Mironescu ia o decizie mare, cutremurătoare. El zice așa: imediat. Deseori în întâlnirile noastre, adică întâlnirile cu cel care l-a închetat și îl tortura, apărea nedumerirea că un om ca dumneavoastră, spunea cel care l-a închetat, poate să creadă în astfel de povești, adică în credința ortodoxă. Dumneavoastră, după împrejurări, se transforma în banditule, în jigniri, în lovituri, în vorbe de ocară, dar ele nu produceau asupra mea nicio impresie. El trebuia să-mi facă un portret ca o fișă
cum îmi spusese, pe de o parte, iar pe de altă parte, aveam și eu socotelele mele. Ce înseamnă aceasta? Că el, în forul lui interior, în conștiința lui, era un anticomunist. Era adevărul că el era împotriva comuniștilor. Acestea erau socotelele lui. Adică el, dacă mărturisea adevărul, trebuia să spună că este anticomunist. Și el nu avea cum să spună că nu e anticomunist. Pentru că adevărul lui de credință acesta era. Mai departe, ar fi o naivitate să vă explic, iar o pledoarie m-ar așeza în postura unui nebun. Nebunii se supără și, dorind să aibă neapărat dreptate, intră în penibile pledoarii. Atunci nebunul nu mai există decât el într-un tragic pustiu. Să-i explic ce? Evidențele? Să-i explic că sunt creștin? Ce să-i explic? Nu. M-am hotărât însă să vorbesc în limitele care îmi vor fi îngăduite și în limitele pe care mi le voi impune, cu dorința de a da, să nu uitați că sunt profesor, nu de meserie, ci prin vocație, tânărului acesta, trezit la viață, cu un întuneric dens în spatele lui și cu ceva incert în fața lui, imaginea unui om, cum sunt sigur că n-a avut prilejul să întâlnească niciodată. Deci, în momentul în care, după 3 luni de tortură, Alexandru Mironescu își schimbă, în ghilimele, declarația și recunoaște că a vorbit împotriva partidului și așa mai departe, el o face și e foarte important, în forul interior al fiecăruia s-au petrecut astfel de momente. O face ca o lecție. El avea în fața lui un tânăr pe care îl socotea ca pe fiul său, ca pe elevul său, care avea nevoie să vadă o mărturie a unui creștin așa cum n-a mai văzut niciodată, pentru că acolo în închisoare oamenii nu vedeau. Ei nu erau creștini, erau educați să stârpească creștini. Și atunci el ia o decizie și spune, îi voi arăta acestui tânăr ce înseamnă un creștin. Și apoi face niște mărturii care s-au strâns la dosarul lucrurilor aprins incredibil. Deci ei spun, da, am făcut aia, pentru credință, am făcut și în felul acesta, aproape că, dacă vreți, luminează dosarul securității. El o face gândind peste veacuri că va veni cineva care va înțelege lucrul acesta. N-am făcut-o pentru că sunt turnător sau pentru că am vrut să mă torn pe mine sau să-mi torn fiul. Eram închiși deja. Ce să mai torn? Am făcut-o ca o mărturie să-i spun acestui tânăr securist care o făcea pentru bani, apropo. Deci mulți din cei care erau în închisoare angajați, erau angajați pe bani foarte mulți. Și astăzi pot să spun așa ceva, că dacă securitatea ar fi folosit banii pe care i-a plătit cadrelor, ar fi construit nu una, ci 3 autostrăzi în România. Deci miliardele care s-au consumat cu cadrele securității sunt de neînchipuit. Cel mai mic salariu era de 65 de milioane și îl avea omul de serviciu la securitate. Cel care conducea securitatea avea 450 de milioane salariu. Deci ei o făceau pentru bani. Asta e, era meseria lor. Bine plătită, era cea mai bine plătită din România. Aveau salarii ca miniștri. Dar ceilalți o făceau pentru credință. Și în felul acesta ne întoarcem la întrebarea dacă o astfel de mărturie, și cu aceasta am încheiat, dacă o astfel de mărturie trebuie socotită la acest dosar un fel de cedare sau dacă trebuie socotită un argument pentru un posibil dosar de canonizare. Pentru că atunci când te hotărăști să mărturisești credința cu orice preț, așa cum a făcut-o prietenul lui, părintele Daniel Sandu Tudor, care a murit la Iud în 62, ucis, bătut cu capul de pereți, știți că aveau practica aceea, te luau de mâini și de picioare și te loveau de pereți până nu mai răsuflai deloc. Așa a pătit și el. Înainte, și bineînțeles că i-au falsificat certificatul medical, i-au spus că a făcut o altă problemă și mai departe, că era bătrân, că avea probleme cu inima, congestie cerebrală și mai departe. Nu, a fost crimă cu premeditare. Bun. Pentru că suntem la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aș dori să închid cu
cu dumneavoastră împreună, gândindu-ne la cei care au murit în închisorile comuniste și care au purtat numele Sfântului Gheorghe, și la cei care au supraviețuit și care au avut același nume și care au mărturisit în România sau în America despre ce s-a întâmplat în închisori. Eu vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să rețineți că nu vă propun astăzi ceva extraordinar. Este doar un gând că într-o bună zi am putea introduce un pic de lumină în hruba asta a arhivelor, bazându-ne pe ceva științific. Pentru că dacă mâine va avea loc o canonizare și despre acel sfânt se va spune că e antisemit sau că nu știu ce, e criminal de război, cineva trebuie să vină cu o hârtie din care să rezulte că acuza este falsă. Nu-l poți acuza pe Valeriu Gafencu că este antisemit. N-ai cum. N-ai cum. Au mărturisit-o evreii despre el că nu a fost antisemit. N-ai cum. Sau orice creștin că a fost sau antisemit dacă el a fost creștin. Nu poți să fii creștin și antisemit. Este ilogic. Să folosim minima logică. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și m-aș bucura dacă din experiențele dumneavoastră ați putea să-mi spuneți câte ceva ca să îmbogățesc efectiv această metodă, să zic așa. Și dacă aveți sugestii pentru persoane care ar putea contribui la acest grup de cercetare care ar trebui să apară în România, nu foarte târziu, pentru că și noi avem o vârstă, chiar dacă suntem la 40, ușor, ușor viața ne duce spre alte zone și îmbătrânim și ar trebui acum să facem ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Eu am primit dosarul de la securitate și eram interesat să văd. Mă așteptam să văd niște lucruri care să mă dispere, oarecum. Și așa s-a întâmplat. În cele 275 de pagini am găsit 17 ofițeri de securitate care se îngrijau de mine și tot 17 informatori care s-au îngrijit de mine, dintre care 4 foști colegi de detenție. 2 au fost colegi de facultate și colegi de lot. Din sat de la mine, băieți pe care i-am promovat în permită perioadă, au fost primători. Și încă mai sunt și astăzi 2, care probabil știu că eu știu despre ei, mă confort ca și când nu s-a închisat nimic, mă bea și cu dinși câte una mică. Dar în timp când i-am dat soției mele să-și citească dosarul respectiv, a spus, arde-l. Și zic, stai că e un document de asta. Nu-i nevoie să apus pe nimeni, pentru că eu trecând prin Pitești și Gherla, pe roada respectivă, am fost de așa natură croit să nu vorbesc niciodată despre nimeni, pentru că oricine venea la mine în perioada respectivă, îl consideram că este un turnător sau un informator, supăleam. Și am avut exemple foarte multe. Am avut colegi de breasă, până în ultima perioadă. Nu le-am spus, dar au sesizat. Le-am dat să înțeleagă, dar nici eu nu le-am oferit lor prilejul ca să poată raporta ceva despre mine. Toate cele din sat de la mine, din comună, toate, inclusiv plutonerii majori care le-au în sat, care au și ei în acțiunea aceasta de dragolare, le-am și spus după 90 și a spus, domnule plutonerii, știți că ați făcut poliție politică? Da, măne, Georgica, l-am făcut, dar trebuia să o fac și eu. Bun, dar cealaltă, ce s-a întâmplat când mi-a venit un văr de-al meu, care este casă în 1948, din Franța, a venit să-și vadă taicul mort, în voluntare. Cum a venit, cum l-a venit după să-mi dau seama? Era și condamnat, a fost condamnat politic și a venit încă la voluntare la taicul. De ce nu s-a sesizat securitatea să-l aresteze, nu pot să-mi dau seama? Că se știa. Dar important este faptul că primarul din comun și secretar de partid i-a spus lui frate-său să plece mâine dimineața în zori, că altele e rău. Și așa a făcut.
Ce să vă spun acum? Eu nu sat mai sunt câteva doi sau trei băieți cu care am mai scris despre mine, dar n-am scris niciodată niciun bun rău, dar pentru că nici eu nu le-am dat poezie. Știam că erau niște oameni care m-au, de exemplu, în 1968, când a fost cu invazia sovietică în Cehia, doi cetățeni m-au invitat la o bere, să spun. Ce zici, mă, de volanii ăștia, de Ceaușescu, că uite, se opune la ce spun rușii din acolo. Eu am sensibilizat chestia asta. Și l-am adăugat pe Ceaușescu, cum l-au adăugat niciunul. Și am văzut toate chestiile acestea în dosar. Scria printre alte, cam așa e concluzia. Se ferește să vorbească probleme politice, evită orice. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Angajamentele noastre din închisoare, ultra, de ziua de 18 aprilie 1964 de la Aiut, un angajament în care mă angajam că atunci când voi afla că podul de la Cernavodă va fi aruncat în aer, că aeroportul din satul meu de la Cogălnician va fi așa, că la unitatea militară și mai departe, voi fi obligat, adică mă duc să am mâns la securitate. Păi zic că la securitate nu avem în sat la securitate. Dar avem, mă duc la miliție. Nu la miliție. Te duci la securitate. Avem noi oamenii noștri acolo. Și atunci mi-am dat seama că totul era organizat foarte bine. Și m-am documentat. Am luat de la CNSAT, mi s-a dat din cei 17 inși, la 7 inși știam, dar aveam nevoie. Mi-a rămas unul singur și cel mai important la ora actuală, când am venit și are un nume foarte secret, R99. Ceilalți sunt Mitică, Mișu, Valerică, Simeonescu și așa mai departe. Dar acest R99, când a venit eu prima zi acasă, în 53, prima de 5 ani de zile, a venit și are și o, cum să spun, în caligrafia lui este ceva de clasă mizerabilă, da. Mă interesează pentru că e o enigmă. S-ar putea să fie, nu știu, ieri 99, am făcut la domnul, n-am vrut să fac, să-mi iau dosarul, decât în 1900, în 2007, când după aceea am fost la Pitești, și am spus să mă duc la CNSAS, era și o comisie din Franța, de la Teresan, cu domnișoarele noastre, Dia, nu știu mai cum o cheamă, am dat niște interviuri, după aceea au venit deși din Franța, tot la FDP la Constanța și am continuat. Și după aceea n-am vrut să iau, dacă am fost la lucru, pentru că, din păcate, am avut și niște, așa zic, pseudo-istorici, cum este domnul Ciceroni Ioan Ițoriu, vă spune ceva cuvântul ăsta, vă spune, nu? Domnul Ciceroni Ioan Ițoriu a scris lucruri fantasmagorice despre foarte mulți. Greutatea mare a fost două elemente de bază, că doctorul Simionescu și tehnicianul care au fost împușcați la canal, în cartea domnului Ciceroni Ioan Ițoriu, îi spune că a fost cel mai mare turnător și torționar din grupa lui Bogdănescu. Un Bogdănescu care mi-a fost colegul meu de celulă la Pitești, și a plecat de la Pitești fără să treacă pe mine la Luciocanu, dar s-a convertit probabil la canal și a devenit într-adevăr un torționar. În tagma lui Bogdănescu apare și doctorul Simionescu, care a fost împușcat în școli de știri de Avastru, și mai încă un tehnician, Dumitrache, despre care au scris poezii foarte despre. S-a întâmplat chestia aceasta după 2 ani de zile, s-a întâmplat să vie domnul Ciceroni Ioan Ițoriu la Pitești, la simpoziunul acela în septembrie. Am venit înarmat cu cartea respectivă a lui Ioan Ițoriu, cu dicționarul respectiv, și am spus direct pe fază, domnule Ioan Ițoriu, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că m-ați făcut și pe mine că aveam legături cu Crăciun, că făceam legături cu ei și eram cu Teo Mișcări. Și o să vă spun că n-am fost așa, dar ceea ce îmi pare rău este faptul că l-ați omorât a doua oară pe doctorul Simionescu și pe Dumitrache. Nu e adevărat. S-a sculat în sus și a plecat.
Și atunci dați-mi voi să vă citesc din cartea dumneavoastră. Și nu e una singură. Sunt foarte multe greșeli extraordinare. Iar când s-a apărut această carte, șeful apotecăriei de Constanța a găsit acolo că eu sunt trecut pe patru feluri, Cușa George, Cușa Gheorghe, Bobu, Cușa și mai departe. Dar toate sunt așa la... Iar acest președinte de filiale de la noi, având acest document la aș, a făcut la CNSA să zbie de acolo neapărat că a pus tunător, să vă dea afară din comitet, la martore și pe Mirel Stănescu. Și culmea este că îi vine lui domnul Vandreescu de acolo, că adică numitul Cușa George, fiul lui Cotare Cotare, nu îi se poate atribui conform legii colaborator sau informator, și norocul meu că m-a trimis și mie, fără să fac. Și atunci m-am dus și a spus, de ce ai făcut asta, domnule coleg? Păi că ai fost, păi cum ați spus, ce ți-a venit aici? Deci cu documentul în față, nu făcut de mine, astea sunt marile drame. Și eu n-am putut să vorbesc decât după ce mi-a venit această hârtie din 2009-2010. Și am întârziat să ies afară pentru că n-aveam document și n-aveam nici de susținere. Și am mai scris încă unul, Ioan Antohi, și aici vă spun de ce anume, a avut un carte, un volum acolo, care îi spunea printre altele, și am găsit acolo pe unul Cușa George, care lucra la birou la YouTube, la IUD, la POP, șeful atelierilor, eu într-adevăr am scris, mi-am scris frumos. Am făcut la el și banchete, am făcut și lozii și misiuni de festivalul, pentru că eram talentat. Scăpam. Domnul acesta, Ion Antochi, a făcut o mâncată în țară, mi-a făcut cu om și cu încet. De ce? Pentru că în 1962, fiind la IUD, eu eram strungar în tir. Știam despre dânsul de la un alt coleg de-al meu, nu știu dacă e Gicu Iancu, care a stat la Jelava cu dânsul și a avut o discuție acolo foarte interesantă. Spunea unul oarecare, un student, bine, zic că în Spania s-au dus și voluntari din România. Știm că s-au dus foarte mulți comuniști acolo, cu Walter Roman, trimisul lui Stalin, și lui spune, da, plecați și voi șapte legionari. Și Ion Antohi a făcut un notar la filmație. Au fost niște derbedei. Având în minte acest derbedei, m-am întâlnit cu dânsul la IUD. Și dânsul, pentru că nu ieșise la muncă, n-avea muncă în stabilul când eram eu încadrat, umbla așa cu gamela să mai ieși câte ceva, să mă măture pe aici pe acolo. Și până că vine la mine la strungul meu și mătura și spandurile mele de la strung. Și a spus, domnul Ion Antohi, bine că te-am văzut, domnul, în ce hal ai ajuns. Ai venit să mătru și mie spanurile de un derbedeu. De ce e derbedeu? N-ai făcut afirmația că cei șapte legionari în... Și ce mi-a spus, domnule, las că te aranjez eu. Și m-a aranjat, domnule, în carte. Astăzi, dragă. Domnul George, la mulți ani pentru ziua numelui, în primul rând. Vă mulțumim foarte mult pentru... Da, asta e marea problemă, că până să ajungem la geografii, la canonizări, trebuie să ne liniștim noi cu viețile noastre. Și încă una. La domnul Cicerone Cioi. Spune despre un bunic de-al meu, care mărit domnul este 43, era în vârstă. Iar asta nu e patriot, a pătinit în Grecia cu Andastii și cu Comitagii, au pătrit din care apare. Dar e un capitol acolo, Gulea Adam, vreo jumătate de pagină, în care spune că a fost acolo și a fost în bun și eu nu știu. Și a făcut o scrisoare în domnul Alex Ștefănescu să mai rectifice, să mai spune că cui Nicolau Vlad, care mai trăiește printre noi, n-a murit undeva, așa scrie acolo, a murit în Bărăgan. Da. Niciunul chimbor n-a murit acolo, a murit fiecare acasă. Cine scrie istoria asta? Vedeți. Vedeți, asta e problema, că e nevoie... Sau cine poate să spui, de exemplu, da. Domnul Cicerone, în cartea sa, are cățile de aur, se vorbească despre Nicolae Tetrașcu, că a fost un derbedeu, că a fost un
Da. Vedeți, asta, astea sunt perspective, da. Astea sunt niște perspective care trebuie comparate. Da, vă rog. Mulțumim pentru conferința minunată. Eu vă mulțumesc. Și mai cu seamă prin pentru prisma absolut firească a ortodoxiei. Fip. De fapt, e mai mult decât fip, trebuie să fie firesc. Firescul nu se există. Una din meseriile mele este să-mi pun întrebări. Așa m-am pus de când eram. Mă întreb la modul, nu știu dacă e corect spus, retoric sau neretoric. Dar îmi pun întrebări. Îmi pun întrebări asupra adevărului anormalității. Concret. Știm bine că, hai să spunem, cetățeanul Ionizie, pentru că în definitiv nu e așa, toți suntem oameni ai cetății. Penal sau nu? Creștin sau nu? Așa e democrat. Știm, cunoaștem perioada când a fost prim secretarul pe ceva canal. Ne întrebăm, mă întreb de multe ori, cum adică n-a făcut poliție politică? Unde este, unde sunt din punct de vedere penal falsificatorii dosarelor pe codul penal actual, de ce nu se creează un precedent să se dea cu ei în cătușe? Pentru ce? Pentru că în termenul acesta, prin tăcerea complice, ne facem partaj minciunii. Prin tăcere, alta decât a ocroti pe cineva ca să nu sufere cu viața sau albine, în rest este complice. Și când ajungem la ultima spovadă, cea la după ce închidem ochii înaintea lui Hristos, suntem întrebați ce ai făcut cu ce ți-am dat. Sigur, eu, ca și cetățean de rând, nu pot decât să-mi pun întrebări. Însă, ce se întâmplă cu prim secretarul canalului Dunăre Marea Neagră, prim secretarul UTC, cum adică nu a făcut poliție politică? Cum adică, de exemplu, ce caută, de exemplu, tovarășul Tăricianu, pe care tatăl meu, tata încă trăiește, când tatăl meu lucra în șantierul naval la proiectări, i-a venit într-o zi tovarășul Tăricianu. Tatăl meu fusese prevenit de cineva, vezi că ai grijă. Cetățeanul Tăricianu era în calitate de ofițer de securitate sub acoperire. Ce caută acolo unde este, de ce nu se spune cum îl cheamă? De ce nu îi se spune ce pensie are în afara indemnizației de parlamentar? Nu, de ce se tace? În schimb, vine cineva, un mare istoric, profesor universitar, doctor și docent, care spune că părintele arhimandrit Sofian Boghiu a fost ofițer sub acoperire, sau cel puțin, după ce a ieșit așa, sau cel puțin a fost mare turător la securitate, că i-a văzut el dosarele. Și l-am întrebat, dumneata e dispus să te răspundești în duc și în adevăr, de adevăratărea, ca să demonstrezi lucrul acesta? A schimbat lucrurile. Te rog frumos, te poți răstigni, te poți lăsa răstignit pe curie, ca să spui, prin asemenea mărturie supremă, că părintele, eu am fost în chilia părintele Sofian, am fost primit de părintele Arsenie Papaciu cu o lucrare. Părintele Arsenie Papaciu a fost aproape 30 de ani duhovnic, mie și familiei mele, mi-a fost și într-o următoare parte bisericească. Și într-o zi zice, frate Grigore, nu mai cu ce să mai spun. Zice, dar acum te-am văzut tot ce puteam, dar te mai trimit la încă cineva, îți fac o surpriză. Și m-a trimit la părintele Sofian Boghiu. Eu știam deja. Ei, ca acum de curând, acel
cineva la, în urma unei conferințe să spună acest lucru. Nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal. Iar faptul că cineva care spune, păi eu am văzut aceste dosare și nu știu ce, când eu știam, se simte când cineva are rugăciunea inimii. Când i-am intrat cu fiul meu cel mare acolo, se simțea Duhul. Plus, nu mai spune, unele minuni care s-au întâmplat și încerc să se întâmple acolo la mănăstire, la Antim, cu părintele Sofia Moghiu, nu este normal. Coada de topor să invocând ortodoxia, să dea în ortodoxie. Și atunci, pe dumneavoastră vă rugăm să mai reveniți periodic cu comunicări de acest gen, adică cu amnarul scăpărând, noi fiind iasca și mai departe Duhul Sfânt să vă lumineze, să ne lumineze pe toți. Asta am vrut să vă spun. Este necesar. Da. Iar în privința comisiei pe care Dorița o alcătui, o sugestie, nu ca și nume, ci ca breaslă, ar fi să căutați niște matematicieni, dar de sorginte creștin-ortodoxă profundă, specializați în calcul operațional. Știți de ce? Aceia știu să lucreze. Eu am cunoscut pe unul dintre specialiștii Națiunilor Unite care era aici, Gheorghe Bărbatu, din punct de vedere profesional, deci era unul din cei mai mari specialiști în calcul operațional. Deci, Dumnezeu să reste să rădumească, pomenesc astăzi prin Gheorghe. Așa. Deci, prin calculul operațional se poate discerne foarte bine, e o sită extraordinar de solidă, dar nu numai. Apelând și la ceilalți specialiști. Dar ca un specialist, în calculul operațional vă trebuie numai decât. Am înțeles. Da. După asta o să am ceva. Vă mulțumesc, da. Eu vreau să vă spun că a stat cu mine și acum putea să fie securistă. A stat cu mine la celor 251. Dar acum, dumneavoastră, credeți că dacă un academician, de ce asta nu șef al Academiei Române, dacă vine și spune, îți spun clar, ăsta este elefant, apoi eu nu pot să-i spun, da, așa este, pentru că dumneavoastră aș fi mai bine. Da. Mă rog. Ați punctat foarte bine și ați explicat foarte clar că balastul ăsta este imens. Balastul care e foarte mult de... Exemplu a fost foarte bun cu Sinozul, cu Nepina și cu Ioacea. Acești informatori și acești terminatori erau recrutați cândva. Eu fac parte din generația de Cominus Cineșu. Și eram chemați, mai ales la Institut de Marine sau la Coadă de Fieri, din Proviețele, de tal, trebuie să participe. Vă dau un exemplu ca să fie bine, mă interesează întrebarea mea, este de fapt clar. Cum se recrutau acești oameni? Și n-au fost torturați. Când te întreba, dorești, și se vorbea foarte frumos și așa, că de fapt, acești colegi ai tăi, prieteni ai tăi, trebuie să avansați în grade, trecând. Tu de ce decizi colaborări sau nu? Eu n-am fost colaborator și nici n-am fost forțat. De asta nu pricep. Unii au cedat așa de ușor, din anumite motive, din anumite, poate și banii care erau comisi, nu știu. Da. Dar în momentul acela, când tu hotărăști despre soarta celorlalți și eviți ce se oferă, nu aveau ce face. Nu puteau să te recruteze. Eu, acum, întrebarea mea este clară. Recrutarea asta, cum se baza și de ce se întâmplă așa ceva? Deci nu cumva ieși și slăbiciunea noastră? Să știți că, vă mulțumesc pentru întrebare, era un manual. Practic, ei o considerau o muncă științifică. Colarea, recrutarea erau niște metode, în ghilimele, științifice și, într-adevăr, la unii mergeau, să zic așa, cu
cu duhul blândeții, încercând să le explice că împreună vor construi mărețul program comunist și așa mai departe, unii chiar au crezut. Deci unii într-un soi de naivitate, așa, într-o Românie post-belică, demolată și așa mai departe, unii chiar au crezut că schimbă foaia istoriei și că dau o mână de ajutor la reconstrucția poporului. Alții au făcut-o din rațiuni financiare, e clar. E clar că au făcut-o din rațiuni financiare. Alții au făcut-o din rațiuni ascunse, sufletești. De exemplu, din anumite frici sau din anumite interese. Din anumite interese. Unii erau orgolioși, doreau să aibă o putere în sat, doreau să fie cineva. Erau oameni necunoscuți, anonimi într-un fel. Ei bine, un anonim cu patru clase, știți că la o vreme am avut general de securitate care aveau patru clase. Asta era tiparul. Da. Și cu trei clase, da. Da. Deci, într-un fel, era și o, să zicem așa, o stimulare a mândriei și a dorinței de a fi cineva într-un mecanism al securității. Și, evident, că au mai fost unii care au ales colaborarea pentru că aveau ceva cu care puteau fi compromiși. Deci era șantajul care se folosea, știm, am auzit că ai făcut aia, că ai furat, știți că, de exemplu, în Rusia, Stalin a dat legea celor 5 fire de grâu. Dacă furai mai mult de 5 fire de grâu, făceai pușcărie pe viață. Cam asta s-a întâmplat când a venit colectivizarea, spaima asta de a nu fura din bun obștesc și mai departe, și au fost unii care au furat un sac de porumb, au furat ceva, ei bine, ei știau, te aveau la mână, știu că ai furat porumb, știu că ai furat struguri. Au fost femei care au făcut pușcărie pentru 2 struguri. Pușcărie, ani de zile. Vă dați seama cam la ce nivel de aberație era, în ghilimele, societatea în acele momente. Dar vă spun ceva. Am cunoscut la o mănăstire un stareț care a supraviețuit și care mi-a zis, și cu asta închid, Doamne să vă pregătiți cu întrebarea, care a spus așa. Au venit comuniștii și au dărâmat mănăstirea. E vorba de mănăstire din județul Bacău, o meteoră, undeva pe un munte, și acolo, lângă Bacău, părintele de acolo a văzut cu ochii lui cum i-a fost dărâmată mănăstirea. Și a venit ordin de la București, la Bacău, și a zis, demolați mănăstirea. Și ăștia din Bacău au zis, transmitem la Onești, au transmis la Onești, primarul de acolo a zis, mi-e frică să demolez mănăstirea pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Și a zis, cum tovarșe, cum gândești tu așa? Bagă excavatoarele și dărâmă mănăstirea. Ei bine, părintele povestește că în ziua în care au venit excavatoarele și au început să demoleze, să distrugă mănăstirea, nevasta primarului a murit subit în ziua aceea. Copiii celor care erau pe excavator mureau subit, deci în ziua aia murit vreo 4 oameni fără nicio explicație. Ca comunița Cantacuzino. Exact. Ca alții, da. Și atunci, până la urmă, au dus la bun sfârșit, în ghilimele, la bun sfârșit lucrarea. Părintele a revenit, după ce pe locul acela au făcut un hotel pentru securiști, au făcut un fel de cazino din ăsta în locul mănăstirii, barjocuri aduse la suprem. Și s-a întors părintele acolo după Revoluție și a început să reconstruiască mănăstirea. Și când a ajuns la acoperiș, a intrat pe poartă un bătrân și a zis, părinte, dă zor că vreau să-ți pun tabla pe biserică. Și a zis, zice, nu te supăra, ce dumneata, zice, și cam ce vârstă ai? Păi 70 ceva, zice bătrânul. Și cum îți imaginezi că te urci acolo pe biserică? Era foarte înaltă biserica. Și el spune, eu îți voi pune tabla pe biserică pentru că eu am dat-o cu mâna mea jos. Ci și toată viața mea m-a ținut Dumnezeu până la clipa asta, ca să-ți pun tabla pe biserică. Și așa a fost. Și el a pus, bătrânul a pus tabla pe biserica aceea. Și este mărturie scrisă a acelui părinte că bătrânul acesta a venit și a pus toată tabla pe biserică. Vedeți cum Dumnezeu are rânduiala lui, uneori îndreaptă ceea ce noi nici nu putem imagina. Da. O secundă, doamna, era înainte. Lăsați-o pe doamna. Da, 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 vă rog. Da, da. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Să știți cu cine. Dați numele meu, Stăteria Corona.
Mă bucur să vă cunosc. Nu, nu, am acreditat, nu lucrez la CNSS. Asta pentru că, mă rog, cunoscându-i pe aproape toți colegii de la CNSS, m-a surprins faptul că ați spus de politizarea acestei instituții. Ea există, e adevărat, am resimțit-o foarte mult, dar mă gândeam că poate, efectiv, lucrați din interior și poate s-au exercitat presiuni efective și puteți să mă dați faptul în acest sens. Da. În al doilea rând, eu sunt acreditată pe trei teme. Una este evoluția Dobrogei, în perioada comunistă, a doua este mișcarea de rezistență, care nu apare așa pe seamnă CNSS, apare bande teroriste în Dobrogea, asta e problema. Și a treia, exilul românesc, tot exilul, inclusiv cei legați de, așa numesc, mai mult sau mai puțin regional, și care au plecat o parte în Austria, o parte în Germania și o parte în Spania. Ați dat însă câteva date despre organizarea securității și despre salariile pe care le aveau aceștia. Eu vă mărturisesc că deja, deși am văzut câteva sute de dosare, mie nu mi s-a dat niciodată posibilitatea să văd cum era structurată efectiv securitatea și care erau mijloacele. Ce instrumente ați folosit sau cum ați ajuns la aceste informații? Da. Asta e întrebarea. Asta este una dintre întrebări. Aș mai vrea să mai și completă după aceea, dar vreau să-mi răspundeți la aceasta. Da. Pentru că, de fapt, aici ajungem la un substrat. Cum era organizată securitatea cu adevărat și cum lucra. Da. În anii din urmă au apărut două volume care se numesc la fel Securitate, sunt pe site-ul CNSS și de acolo, da. Publicate în volumele, exact, dar colegii noștri au făcut cercetările și au văzut efectiv și grilele de salarizare. Eu am crezut că ați văzut dumneavoastră, știu că... Nu, fluturașii nu i-am văzut. Și domnul Banu și, mă rog, au mai făcut și alții. Credeam că ați avut dumneavoastră acest exemplu. Nu, de acolo, din textele oficiale. Mai vreau să fac câteva completări. După părerea mea, problema aceasta a turnătorilor, colaboratorilor, informatorilor sau agenților de influență este deosebit de spinoasă. Eu vă mărturisesc că am avut ocazia să lucrez cu dosare în care apar și informatori care erau plătiți și colaboratori ai securității Benevol, și agenți de influență, mai ales pentru cei care au activat în exil, dar eu consider că trebuie cumva privit nuanțat. Și vă zic și de ce și vă dau și exemple. Au fost persoane care au fost arestate și care, după ani de zile de torturi și de bătăi și suferință, au acceptat să semneze acel acord de colaborare. Este un caz celebru, eu am publicat dosarul în 2006, Ion Caraion și în volumul acela pe care l-am editat în 2006, am dat inclusiv acordului pe care și l-a dat, cred că în a doua perioadă a arestării, pentru că acum mai multe perioade de detenție. Sigur că, la un moment dat, el retractează și spune, la un moment dat, că puteți să mă omorâți, puteți să-mi faceți ce vreți, eu nu mai pot să fac asta. Dosarele banii sunt publicate și... Dar, în anii 70, același Caraion, care nu mai se chema Anatol, se chema Artur, dădea note informative despre toți colegii din Uniunea Scriitorilor, nu ca să obțină nu știu ce sume de bani, sau nu pentru că era persecutat la vremea aceea, ci pentru că dorea să așadă în diferite funcții. În cele din urmă se știe, el primește și fuge, pleacă în Germania, da? Și are și acolo un dosar de data aceasta de urmărire, fiind sub numele de călugări. Exact. Au mai fost și alții intelectuali care au semnat aceste acorduri de colaborare. Nu toți au, inclusiv domnul Giurescu, se spune că a semnat, dar nu toți au colaborat. Pe de altă parte, pentru perioada foarte timpurie a securității,
autorități. Și mă refer la perioada 47 să mergem până în 58-59. Cel puțin din dosarele pe care le-am cercetat eu legate de dovadă. Sunt foarte mulți informatori care apar într-adevăr cu nume de cod, dar mulți dintre ei erau semi-analfabeți. Ceea ce îmi demonstrează mie că aceștia erau recrutați probabil din elementele sociale care nu aveau, ca să zic așa, niciun viitor în lumea satului. Și mulți dintre ei vorbeau vorbe, ca să zic așa. Dar în dosarele documentare ale securității, deci în dosarele informative și nici în cele penale, ei apar într-adevăr ca fiind prinși în aceste dosare. Deci, practic, erau niște amărâți care vroiau probabil să obțină anumite beneficii și, v-am zis, unii din ei erau chiar semi-analfabeti. În schimb însă, după anii 65, așa am văzut eu, informatorii aceștia se rafinează, da, odată cu mijloacele securității. Da. Iar securitatea nu mai apelează la diferite personaje mai mult sau mai puțin obscure din lumea satelor sau orașelor, ci atrag diferite persoane din rândul intelectualilor, din lumea bună, ca să zic așa, și chiar din rândul rudelor. Și vă dau două exemple. Unul este domnul Dinu Zampirescu, care este membru al Colegiului CNSA și pe care l-am avut vreo 12 ani director, care m-a rugat în 2004 să merg cu dânsul la CNSA ca să-și vadă dosarul. Dânsul a fugit în 74, cred, a fost cumpărat de fapt și a plecat la Paris și după revenire și după înființarea CNSA a vrut să-și vadă dosarul. A găsit acolo chitanță pe care securitatea le dădea rudelor sale, printre care și o stimată perișoară cu care se ținea foarte bine. Și această doamnă a primit constant de-a lungul activității sale sume de 300, 500, 1000 de lei pentru informațiile pe care le dădea. Un alt caz, dar acesta e, mă rog, de o altă factură, este cazul domnului Hans Berger. Pentru cei care l-au auzit, dânsul a fost arestat și condamnat în locul scriitorilor germani. A publicat câteva volume după ce a fost eliberat în 64 și a stat șomer o bună perioadă de timp, a plecat în Republica Federală Germană. Când s-a întors în 2002 și în 2000 s-a întors și în 2002 am făcut un lung interviu cu dânsul. L-am întrebat dacă și-a văzut dosarul la securitate și mi-a zis da. Și mi-a dat două lucruri care mi-au rămas indiferite din minte și asta ca să vi le ofer, ca să înțelegeți cam cum lucra securitatea. Și cei care au curiozitatea pot să vadă interviul în arhiva Fundației Memorialul Sitei. Una a fost aceea că prima soție a fost informator al securității. Deci după revenirea din arest, a găsit-o cu informații pe care soția, de frică probabil, le-a dat. De altfel, dânsa și cei trei copii nu l-au urmat PVG. Și al doilea lucru a fost următorul. Dânsul, după plecare, a lucrat pentru, pe lângă cancelarul german, contactele cu sașii din Transilvania. În arhivele securității, în dosarul său, a găsit o stenogramă a discuției pe care a avut-o cu cancelarul RFG-ului la vremea respectivă și mi-a zis așa, domnișoară, bine, atunci vă dați mai erau atâția ani, eram o tânără cercetătoare, zice, domnișoară, zice, ori cancelarul a dat informații corect securității, ori Stasi lucra mână-n-mână cu securitatea, că zice, nu eram decât eu și domnia sa în loc. Da. Microfoanele, da. Totuși vorbim de un cancelar. Este clar. Deci asta ca să înțelegeți cam cum se lucra și cum lucra securitatea. Da. Ca cercetător, într-adevăr, găsesc că sunt foarte multe probleme. Dar acum, credeți-mă, sunt dosare documentare, sunt fonduri penale, sunt fonduri informative. Sunt dosarele celor care au fost arestați și care au fost făcute în timpul arestărilor, cu pedepsele primite, cu zilele de izolare.
controlat toate astea. O sugestie pentru dumneavoastră, ca să zic așa. Eu întotdeauna când am lucrat pe un caz, sunt mii de cazuri, da? Sunt mii, zeci de mii, sute de mii de cazuri, am încercat ca dosarele de la securitate să le pun față în față cu mărturiile orale. Sigur, mulți dintre ei deja s-au dus, dar sunt cel puțin trei arhive pe care vi le recomand. Prima este Arhiva Radiodifuziunii Române, care este cea mai timpurie, formată în anii 90 și are mii de înregistrări video și audio. A doua este Arhiva Fundației Memorialul Sighet, doamna Blandiana și domnul Gustan, cu care am lucrat și cu care am început de fapt primii pași, au făcut o muncă extraordinară, pentru că noi eram cercetători și mergeam, inclusiv cu domnul Fâșa am făcut, nu știu dacă dânsul mai amintește, m-a adusese domnul Constantin Ionașcu și am făcut cu mulți foști deținuți, pe vremea când, evident, acest lucru era posibil, mulți dintre ei au dispărut fizic. Și mai este o a treia sursă, revista Memoria, care a publicat în mod constant mărturii ale acestor oameni. Și ele trebuie confruntate, pentru că securitatea și-a construit un sistem, iar tu, ca simplu cercetător, nu poți să vezi adevărul decât dacă vezi dincolo de aceste dosare. Dar ei sunt dosare stereotipe și dacă nu confrunți cu mărturile acestor oameni, nu ai cum să afli acest adevăr. Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare. Cum e posibil să funcționeze securitatea asta dacă nu ar avea legire suficient? Nu are. E imposibil să acești oameni nu poate să funcționeze fără alte legire. Dar e prea multe legire și e prea multe. Asta e problema mare. Da. Anul acesta securitatea împlinește 70 de ani. Și încă n-a murit. Exact când ne-a arestat pe noi. Exact. Primăvară. 14-15 exact. Mai. Și în genul spus, această executate funcționează bine? Da. Știți care a fost șantajul cel mai mare pentru foarte multe lume? Și pentru mine la Fera și Ștenea, dintre foarte deținuți politici, care vrea să plece de la țară, să vie la Constanța. Și spune așa. Dacă dai cu subsemnatul, îți dă și post și casă. Și sunt foarte multe cazuri. Mie n-am putut să vin în Constanța decât să fac casă pe numele lui socrul meu, norocul meu. Și bineînțeles că după 1990 au apărut și eu. Deci asta e explicația pentru orașele închise. Închideau orașele în ghilimele? La timpul respectiv, cei care au sub 30 de kilometri n-aveau voie să intre în oraș. Da. Dar excepții existau. Da. Colegii ai mei au plecat de sa și plecat. Până ai mai plecat acolo așa. Da. Se mai poate. Se mai poate, da. Și când m-am întâlnit cu domnul, pentru că am avut un polonez care mai trece și astăzi, da, care așepă zona noastră, zona noastră, și întâmplarea face ca ginele mei să fie rudă cu el. Și că m-a prezentat la vârstul, domnul colonel de securitate, care e bine mersi și astăzi, e tânăr încă, așa mi-a spus, dar tu ai fost clientul meu de 25 de ani. Păi zic, cum te cheamă? Și când am luat dosarul de la CNSAS, m-am văzut domnul colonel acolo. Da. Deci așa se lucra la tine. Dacă vrei cumva o funcție, copiii mei și băiatul și fata, după ce au terminat facultatea respectivă, feciorul meu nu i-a dat grad de ofițer de la școală de ofițer rezervă, pentru că taxul a fost așa. Iar fiica mea, șefe de promoție la liceu pedagogic, nu i s-a dat diplomă de șefă de promoție și nici nu i-a dat voie după aceea să profeseze, decât în clipa când vei vorbi despre Timișoara. Era în 1989, în preme de 18-20. Și a venit acasă când mi-a spus, mi-a spus de la școală să vorbesc. Dar de ce sunt așa? Să feciorul meu. Eu nu le-am spus la copii. Și atunci maică sa, care m-a așteptat pe mine, săraca, m-a așteptat pe Penelope așa, m-a așteptat și a spus, păi să stai liniștit că tatăl tău a făcut închisoare. Câți ani a făcut? N-a făcut mult, 12 ani de mușcărie și 2 ani de domiciliu obligator. Dar, mulțumesc frumos,
în 1990 l-a chemat la circumilitatea sediei grave de Locodin și a zis, mulțumesc frumos, păstrați dumneavoastră, avem nevoie atunci cu colegii mei. Deci așa se întâmplă cu copiii noștri. Așa. Asta a fost. Și vă spun, și am largă era la timpul respectiv extraordinar. Așa. Eu am fost întotdeauna învățat de la Gherla, de la Piti și Gherla, circumspect în permanență, bărg, primar, naș și așa mai departe, nu spuneam absolut nimic. Dintre cei de la Rugu Aprins, cu cine ați mai avut? Cu Părintele Sofian. Cu Părintele Sofian. Da. Și v-a povestit despre Părintele Daniel, v-a povestit despre Rugu Aprins? Știți ce s-a întâmplat? A fost o 45 de zile ingrată atunci. Acolo când am stat, noi eram trei foști studenți trecuri pe la Pitești, cu Dungealul Vigil, Pescă Gândea și eu trei. Iar rămăsătem despre ceau plitocire respectiv. Și-au părut la un moment dat patru fete aristocratice acolo, oameni în vârstă. Noi aveam 38-40 de ani, că s-a avut atunci. Am avut părbunci în celulă și primul care s-a așezat a fost, mă numesc Petre Pandrea, știam ce a fost cine a fost Petre Pandrea, cum Petre Pandrea și am început să fac prezentări. Colegul meu, vechiul meu colaborator de la stânga, Petre Ciucea, iar Petre Ciucea, Vinsul Etenaie Cojocaru, l-aveam de la Bulturu, era de plicul patrilor, și Părintele Sofian, cel care ne patronează pe el și mai departe. Deci, dar timp Petre Pandrea, care s-a declarat de la început, ce caută aici? Eu printre legionari, una. Așa a spus el. Unde au fost legionari? Dar nu știu că așa a spus. Da. El are poziția lui anticrist. Deci Părintele Sofian n-a putut să se desfășoare în cameră, de bunul simt că spunea, ce să vorbesc acum când atâta timp cât este Petre Pandrea. Numai că a început atunci reeducarea, atunci l-a scos Petre Pandrea, din când în când, și de așa, atunci Părintele Sofian mai făcea și nouă câteva anafuri, așa, nu știu cum se spune. Și urmea este că, după ce am ieșit de acolo și am întâlnit, am văzut cartea lui Petre Pandrea despre educare de la Iud și când am văzut că dedic această carte lui ăla și lui ăla și celălalt, m-am rămas surprins. Ca să văd după aceea revista Memoria, mi se pare, sau nu știu ce revista, justificată că această închinare, e subtilă, e un fel de ironie, pe cum ironie, îl lauzi pe Bunăi Crăciun, pe Ivan și pe ceilalți. Oamenii aceștia, Ivan și ceilalți, erau, nu, blăjuți, așa blăjuți, legat, era cu trei de plutonel la noi la Iuda, camera sus, la etajul 3, când era acolo și neurmarea, un timp foarte inteligent. După 20 de ani de zile, m-am stăteam la un meci de fotbal și la fost fotbalist la Știința București, că dacă s-a învățat Știința București, de la altul, mă bat cineva pe urmă, pe cine când ești rămân, pe Blăjuț, dacă o stea mare. Păi, mă, asta, nu, dinsul spune, era cu Ivan și cu celălalt, tot cu colonel, de la ei. Tovarăși, dinsul a fost client și că la el, la etajul 3, acolo la mine. Păi zic, mă, asta, major, zice, mai ori nu a fost sigur. Și atunci când aveați numai două, trei, zice, da. Ca să vedeți cum se întâlnesc cu oameni. Da. Așa. Frumos. Frumos. O secțiune. Se împlinesc că sau am 60 de ani de când am fost arestat. Deci anul 1957. Am fost de două ori la CNSAS, în anul 2001 și în anul 2000, în anul 2009. Am adus câteva documente de acolo și am rămas surprins de următorul. Citesc din documentele, deci la data de 29.05.2001, era atunci președinte, domnul Conferințelor Exploatorului, Gheorghe Donișor, și spune așa, în urma verificărilor efectuate, la arhive s-a identificat un dosar întrunit de fosta securitate despre dumneavoastră. Urmează să vă comunic în scris data când veți putea consulta în scrisurile din dosar. În data de 2009, cum se spune, pentru că știam că sunt mai multe date, știam ce s-a întâmplat de fapt, și primesc următorul răspuns.
Deci, vă aducem la cunoștință, vă rog, că în urma verificărilor efectuate în arhive și preluării și prelucrării arhivistice, s-a mai identificat un dosar în domeniul de fost la securitate pe numele noastră. Vă invităm la serios SNSAS pe data de 29.2009, în vederea consultării dosarului. Menționăm că dosarul cuprinde 3 volume. Deci, semnează Virgil Leon Țărău. Da? Domnul Țărău. Așa. Bun. Acum, referitor la... Am descoperit multe lucruri interesante. Asta este o poză din vremea aceea, când aveam 16 ani, când data când am fost arestat. Tot de la ce mi spune, nu știu, nu aveam poză din el, dar totuși am găsit-o. E bine. Am aici o notă informativă a unui ofițer, unui informator de la Casa Fedra. Ce case? Case conspirativă. Era numit așa. Se numea, în ghilimele, scrie Petre Demetrescu, Casa Fedra. Și răspundea de el o puterea major, Moldovan Ion Strixe pe el. Și spune aici că, mă rog, ne venim mai de urmă, spune părinții, nu știu ce, asupra numitului Stănescu, cu tare miră, de obicei în Constanța, strada, nu știu ce, cunoscut sursii încă din anul 45, pe când avea 5-6 ani, cam prin anul 57 a fost la școala elementară numărul 5, pe tatăl său cunoaște, cu tare, nu știu ce, oră, familia, mama, nu știu ce. Și revenind, spune în final, revenind la numitul Stănescu Miră, așa, a învățat meseria de lăcătuș și a lucrat în timp oarecare la atelierele mecanice din Constanța, nu știu ce, după care, nu cunosc motivele, cauzele a fost judecat și condamnat politic. După ispășirea pedepsei, a fost pus în libertate și s-a angajat la întreprinderea Energia din Constanța, strada din Monstrecu, numărul de Petre Demetrescu, sursa nota lucrătorului, prezenta nota a fost folosită în rezolvarea lucrării. Se va înainta în copie serviciului 2, locotenent major, Moldovan Ion. Asta vreau să spun, că sunt, încă nu sunteți, cred, în totalitatea surse, în totalitatea datelor tuturor. Și încă mai sunt alte date pe care încă nu le-am găsit și care cred că ar trebui descoperite. Da, din dosarele care au fost, așa zis, recuperate după Revoluție, știți că unele au fost distruse, se spune că au fost arse 27.000 de dosare. Dar s-au păstrat microfilme. Dar s-au păstrat microfilme, exact. Exact, exact, da. Deci, stăm mai bine decât Stasi. La Stasi sunt 130 km de arhive. Eu zic că suntem la jumate, așa. În România ieșim mai repede la liman, nu o să avem așa sute de kilometri de făcut, dar problema e în felul următor. Vedeți, când am început această discuție cu tinerii de la CNSAS, le-am zis așa, o să vină momentul în care biserica va dori să canonizeze și biserica va avea curajul să o facă indiferent ce și cum. Dar unii vor veni și vor spune, acesta e antisemit, acesta e dușman, acesta nu știu ce. Și atunci biserica trebuie să fie pregătită să dea o replică obiectivă, științifică, un document pe masă imediat. Asta e miza. Că de canonizare se ocupă biserica, nu se ocupă CNSAS-ul. Nu ne interesează pe noi, sau noi dorim să avem sfinți, dar nu facem noi canonizarea asta. E proslăvirea lui Dumnezeu, minunile, apoi lumea, poporul vede minunile și așa mai departe. Dar ca să avem la îndemână un instrument, pentru asta ne străduim acum, ca să avem instrumentul ăsta. Și am vorbit cu acești tineri cercetători și le-am zis, uite, mai e o problemă. În societatea noastră, toți care au făcut poliție politică, ca și cum n-ar fi făcut-o, toți au funcții foarte, foarte mari. Oare nu luăm deloc modelul celor din alte părți? De exemplu, în Polonia, acum o lună, s-a dat o lege prin care toți cei care au făcut poliție politică și au avut grade foarte mari, au fost degradați. Deci toți generalii, toți ofițerii au ajuns la... Exact, le-au tăiat tot. Este și asta o formă de dreptate. Adică de bun simț. Adică. Păi odată că i-au identificat. Păi da. Au reușit într-atâția ani să-i scoată la iveală, da? Și la fel și în Germania. Procesul în Germania a fost mult mai simplu. În Berlin au un sediu care a devenit și muzeu. Deci ei au trecut de faza de analize și așa mai departe. Totul e clar. Dacă vedeți acum pe site-ul
site-ul Institutului de Cercetare al Arhivelor din Germania, au ajuns la manuale prin care te învață cum să mergi la arhive, ce câte tipuri de dosare sunt și așa mai departe. Dar nici germanii nu au metodă. Deci au metodă, dacă vreți așa, în sensul adunării, înțelegerii felurilor de dosare, dar metoda asta de a da deoparte neghina de adevăr încă nu există. Nici o țară comunistă încă nu s-a ajuns la aceasta și aici e mare greutate. Da, vă rog. Că se ignoră o sursă cu unele ramificații. Și când spun asta, mă întemeiesc pe o serie de principii și nu numai, și pe lat concret. Am fost coleg de liceu la Mircea cu băiatul fostului procuror Teodorescu, procurorul șef al județului Constanța. Mama lui Andy Teodorescu era judecător șef. Celebru procuror care a luat o vilă confiscată de comuniști, a confiscat-o. Vila care fusese naționalizată, fusese dată pentru grădiniță. Procurorul Teodorescu a luat-o. A denaționalizat-o, a găsit o altă locație grădiniței și el cu soția lui și cu Andy, pe copilul ăsta a bătut de era, i-a plâns coloana vertebrală, fiindcă a spus, a plâns de acolo și face. De asta și pentru că eram prieten bun cu Andy. Făcea afirmația. Ce știu? Și securitatea așa avea turnător, și procuratura așa avea turnătorii, nu este așa? Și miliția așa avea turnătorii săi, nu este așa? Și mai știm că erau ofițeri sub acoperire în organul de, în organul de miliție, sub formă de subofițeri, nu este așa? Și atunci mai era și ceea ce este acum fiscul care și avea turnătorii săi și pe politici după Helsinki îi băga la drept comun. Este așa? Deci, iată-te, noi vorbim numai de dosarele securității, dar dacă mă uit la dosarele, pe, s-a făcut odată pe linie de sindicat în port, unde lucram, o ședință în care, la un moment dat, s-a spus, păi zice, dacă vedeți pe ajutar, de către procuror. Și a zis, dacă auziți cu avorturi, cu nu știu ce, veniți și ne contactați. Atunci mi s-a confirmat ceea ce am Teodorescu. Numai o secundă, mă iertați, domnul Daniel e într-o situație delicată, în sensul că nu vrea să ne părăsească, de fapt nu va reveni, dar are programare cu soția la o intervenție medicală și e deja un pic în întârziere. Eu nu sunt pregătit să vă invit la masă, dar dacă doriți să servim pahar de vin împreună, ne-ar face plăcere să o facem, deci poate... Avem un sărbătorit aici care are dreptul să ne spună că înțeleg că soția l-așteaptă, deci nu am nicio problemă mai întâi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aș vrea să închid cu un cuvânt de-a lui Alexandru Mironescu care spunea că vom descoperi adevărul împreună. Asta este credința noastră și cred că vom reuși. Cu comisiile astea care sunt la Parlament, acum nu o să descoperi niciodată. Nu. Asta-s comisii pe ce comisii. Cine cu Tăricianu? Lasă-mă!